Dacă nu valorificăm energia noastră mentală, confuzia va continua să ne stăpânească mintea, iar viața noastră va fi complet irosită. Dacă înțelegem impermanența, nu mai avem griji, dezamăgiri, nefericire, acceptăm moartea ca pe ceva firesc. Toate lucrurile sunt trecătoare, de moment, nimic nu este permanent. Ne atașăm de lucruri pentru că credem că ne vor ajuta, dar depinde de noi să verificăm dacă ele chiar ne ajută mintea sau îi sunt dăunătoare. Poate că în loc să ne aducă pacea minții, ele o împiedică. Pe de altă parte, înțelepciunea darmei este mereu cu noi și ne face fericiți. Lucrurile materiale, lucrurile de care credeam că viața noastră depinde de ele, nu sunt de încredere. Uneori sunt cu noi, alteori nu. De asemenea, din punct de vedere psihologic, bunurile materiale pot deveni cel mai mare dușman al nostru. Când murim și trebuie să le abandonăm, ne simțim groaznic. Cu cât avem mai multe, cu atât ne vom simți mai rău în momentul morții. Verificați asta chiar acum. Putem vedea cum mintea noastră este atrasă de tot ceea ce atașamentul nostru l-a etichetat drepun, verificați meditație. De aceea, în momentul morții, când știm că vom pierde pentru totdeauna toate bunurile noastre, toate acestea ne fac să fim mai agitați. Această minte îngrijorată aproape că ne omoară. În momentul morții, elementele care ne alcătuiesc sunt deja complet dezechilibrate. Șocul mental de a pierde toate bunurile ne dă lovitura finală. Dacă cineva ne lovește, suntem foarte supărați, dar bătaia durează puțin. Mintea îngrijorată ne lovește zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an după an și viață după viață. Chiar și acum suntem complet sub controlul ei. Credem că suntem liberi, dar nu suntem. Prin urmare, trebuie să decidem. Înțelepciunea darmei este singura soluție la problemele mele, singurul vehicul care mă poate duce la fericirea veșnică. Numai darma mă poate salva cu adevărat de pericol.